Ați fi făcut lucrurile altfel la Ministerul Economiei? Um, nu știu dacă aș fi făcut uh, lucrurile altfel. Avem uh, tot un gălățean pe domnul uh, uh, domnul uh, Florin uh, și uh, domnul ministru pe care îl susțin și care, pe care îl cunosc, ne știm, înțelegeți? Uh, nu știu dacă aș fi făcut altfel. Sunt un om, cum vă spun, v-am spus odată ce am fost în administrație publică locală și administrație publică centrală și am răspuns la un moment dat de 18 companii, regii autonome și tot ceea ce înseamnă agenții. Cu siguranță știu ceea ce înseamnă un buget, și ce înseamnă execuție bugetă și un proiect european să poți să-l accesezi și să-l implementezi. Contează foarte mult și relaționarea contează foarte mult în condiții în care fiind la nivel central, cu siguranță știu anumiți oameni, ne cunoaștem și cred că avem nevoie de, 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 fiecare om din partidul nostru social-democrat, astfel încât, într-adevăr, să, să, aducem o plus valoare. Iar vă spun, ministrul economiei, domnul Spătaru, cu siguranță va face acest lucru, pentru că e un profesionist și pentru că noi avem încredere. Bineînțeles, gândindu-ne că în Ministerul Economiei sunt foarte multe lucruri nerezolvate de mulți ani, nu va fi ușor, dar am încredere în capacitatea dânsului de, de a manageria acest, împreună, bineînțeles, cu viceprim-ministrul nostru, domnul Sorin Grindeanu, care răspunde de toți ministrii, de primul ministru, împreună cu Partidul Social Democrat. Dacă vi s-ar mai propune acum postul de ministru, ați mai renunța? Cu siguranță, să știți, datele problemei sunt altele în condițiile în care am venit pentru prima oară la dumneavoastră și am stat de vorbă. Nu înseamnă că nu am făcut niște lucruri, ne-am văzut acum prima oară, v-am spus cine sunt, puteți să verificați și atunci cu siguranță mass media nu va spune, stați domnule că nu e că a jucat acum 23 de ani. Uh, cu siguranță că n-ați avut o prezență în, uh, în, mass media astfel încât uh, să fie cunoscută întreaga activitate. Deci asta -a spune de aceea am și renun fost, fapt, uh, uh, renunțat, uh, că... Uh, pentru că unul a fost, niște, a fost un neadevăr, da? Și doi, nu am avut timp atunci să vin să, să răspund eu efectiv tot ceea ce am făcut. Eu cred că prin muncă și prin seriozitate ceea ce am făcut până în momentul de față, cu siguranță dacă partidul va, va spune că sunt bun pentru a ocupa un, post, nu acum, peste una, peste 5, peste 10, peste 20, cu siguranță mă voi simți onorat. Și trebuie să mergem la Galați să vedem. Vă rog, vă, chiar vă aștept la Gala, să știți să, să mișc. am făcut drumul expres, am dat drumul la drumul expres, centură, atunci când am fost secretar de stat pentru Gala, cel puțin, să face întrega și Brăila Pudu acela o investiție extraordinară, pe care am prezentat-o în 2015-2016 și am răspuns de tot ceea ce înseamnă studi de fezabilitate și uh, anumiți pași în uh, derularea acestui proiect.